Bună ziua! Suntem Dan și Eugen. Salutare. Și împreună suntem la emisiunea Pe Arătură. În mod normal astăzi ar fi trebuit să fim pe stradă, dar nu ne-a lăsat vremea. Plouă. Și pentru că plouă, ne-am gândit că putem să dezvăluim câte ceva din spatele emisiunii și felul în care ea va fi... E ok. În principiu vom lua camera de la vedere, vom merge pe stradă și vom intervieva oameni. Le vom pune întrebări. Unele dintre întrebări vor fi pertinente sau vom cere un răspuns pertinent, unele mai puțin pertinente. Sunt de acord. Da. M-am gândit eu așa, în mintea mea. Da, păi nu știu, hai să discutăm despre lucruri de care nu avem niciun gram de habar. În primă fază, până ieșim pe stradă. Astăzi plouă și e urât, e rece. A, chiar mă gândeam la treaba asta. Ai văzut pe stradă? Atunci când plouă, oamenii ridică umerii. Au tendința de a merge cu umerii ridicați. De ce facem asta? Ca nu să nu ne plouă în gât, bănuiesc. Ne plouă mai puțin? Nu ne plouă deloc? Sau probabil e frig. Da. Și amprenta. Amprenta corpului în fața ploii, ca să se ude mai puțin. Știi că dacă stai mai strâns, ploaia vine des. E ca pisica care se bagă într-un tub. Da, e o explicație și asta. E bună. Hai să vedem cu subiectul săptămânii. Subiectul săptămânii e un subiect delicios. Fosta doamnă prim-ministru a României, Viorica Dăncilă, a fost angajată la BNR pe post de consilier. Am auzit. Ea se va ocupa de strategia BNR-ului de adoptare a monedei unice euro. Bun. De aici au și apărut foarte multe glume. Ai văzut bagnotele care le se presupune că ar putea să le scoată. Da. Știi? Pe una dintre ele scria, mă scuzați, una tută lei. Da, aia e foarte bună. Am eu una bună, știi, o întrebare. Ce legătură este între BNR și Brașov? Fiecare cu tâmpa lui. Corect. Asta mi s-a părut tare bună. Știi, mai sunt multe altele, bagnota de 20-20. Foarte tare. Sau bagnota de una oleu. Și asta e bună. Adică am putea să vindem, știi, câți aolei îmi dai. Îți dau cât să nu te doare, știi? Cam atât, aolei. Și subdiviziunea nu mai e banul, e Vioricu. A, și mai e, da, nu se va mai numi BNR, ci va fi Băncilă. Asta, nu. Încă una foarte bună, zice că Viorica Dăncilă a fost văzută în mijlocul bulevardului Maghieru, știi? Ea ce făcea de fapt? Căuta monedele puse în circulație. S-a gândit ea că le găsește pe acolo, știi? Da, mă mir că nu era la o trecere de cale ferată, ca să oprească circulația. Să oprească circulația monetară. Da. Eu am auzit una mai tare. Dar asta este pentru fiind specialiști. Am înțeles că doamna Viorica nu vrea ca România să treacă la moneda euro, ci vom trece direct la Bitcoin, la moneda virtuală Bitcoin. Tu ai Bitcoin? Nu am Bitcoin, dar știi care e treaba? E... Nu, n-ai auzit de CryptoDan. Da, tu ai auzit de Crypto de Eugen. Nu, dar nu serios. Deci Dan Diaconescu și-a scos o criptomonedă a lui, știi? Are și o platformă de streaming. Bă, ce mi s-a părut amuzant la platforma aia de streaming este faptul că el a relansat un serial, Elodia. Dar acolo scrie așa. Singurul serial al cărui număr de episoade este cunoscut doar de Dan Diaconescu. Deci îți dai seama, de la început e o nebuloasă. Știi, zici, bă, câte episoade are? Păi da, spune și mie de ce vrea să schimbi o chestie care e testată în timp și care este funcțională. Da, bun și asta, dar nu înțeleg. Știi ce? Să revin iar la CryptoDanu. Păi totuși, știi, o criptomonedă lansată de un român, adică o putem numi, bă, românească. Știi? Partea proastă e că nu o poți arunca la lăutare, știi? Cum dai cu sticul? Cu CryptoDanu la monitor? Sau ăsta ce poate să facă? Să-și pună un cod QR pe saxofon. Știi, bă, vrei să-i dai șpagă solistului, te duci și scanezi. Cum fac maneliștii? Țin telefonul și fac așa, nu? Cred că, cea mai bună variantă. Dar oare, nu știu, de ce ne spune criptomonede? Pentru că sunt criptate. Atât eu mă gândesc că vin din criptă. Se poate și asta. Da.
Deci asta e, știi, la asta mă gândeam. Bă, nu e ok. Vrei să arunci cu bani la lăutar, criptomoneda asta ți-a luat tot entuziasmul. Nu poți. Da. Da, de aici. În altă ordine de idei, una din glumele de pamflet pe care am vrut să le lansez săptămâna asta e următoarea. Putin a cumpărat fabrica de bere din Brașov, cea mai mare. Și l-a concediat pe cerpul Cornel. Și? Îl angajează pe ursul Mișa. Dar aici avem o problemă. Berea va fi cu vodka. Nu, ursul Mișa nu vorbește românește. Ba, o să iasă reclamele un pic cu subtitrare și asta e. Adică o să ne uităm la berea noastră, știi, cu subtitrare. Singura opțiune. Dar sigur o să iasă berea cu vodka. Eu sunt convins de asta. Un prieten de-al meu a avut un discurs și mi-a spus că foarte puțini oameni folosesc limbajul universal în lumea asta, iar cei care beau au limbajul universal, pentru că în momentul în care te îmbeți, limbajul universal peste tot. Așa că ursul Mișa nu trebuie să intre în panică, pentru că e posibil să-l înțelegem. Da, sunt convins să va ajunge și acolo. Și totuși, berea va fi cu vodcă, eu sunt convins. Și o să stăm toți cu dureri de cap, adică nu, nu o să mai facem nimic. Apropo de asta, cu dureri de cap, m-am uitat pe un recensământ cu ceva ani în urmă, nu știu. Era o discordanță între bărbați și femei. Bă, diferența era, mi-am notat eu, de vreo 16.000 de bărbați mai mulți decât femeile. Da, zic bine. Asta, teoretic, ar trebui să reducă durerile de cap la femei. Pentru că ele sunt... Sau e invers. Sau să le amplifice. Da, iară sunt pe arătură. E bine. Fii atent. Apropo tot de asta de femei, merg în piață. Mă, eram în piață... Tot anti foarte nedumerită, știi? Vrea să cumpere niște miez de nucă și, bă, insista acolo, îl întreba pe vânzător: bă, cum să fac să sparg nucile fără să zdrobesc miezul? Bă, mi s-a părut așa o întrebare, la început stupidă, după aia m-am gândit, bă, stai un pic, cum le spargi, frate, ca să nu zdrobești miezul? Știi? Să-ți rămână cât mai mult miez. Bă, nu știu, începi, ungi nuca cu unt de cocos, nu știu, faci un masaj, o iei cu ușurelul. Și după aia m-am gândit că, de fapt, cu laserul cred că merge. Bă, cu laserul e... Pac! Ai despicat nuca, ungi, ai miezul întreg. Dacă ungi nuca cu ulei de nucă? Ulei de nucă. Da, practic e din familie, știi? E tot acolo. Da. No. Adică vine, și... vine bunica? Da, după aia am făcut legătura cu laserul de la Măgurele. Știi că au pierdut niște proiecte europene și nu le mai vin bani acum. De ce nu trimit băbuțele, știi, câte o plasă, câte un sac, pac, le despică cu laserul la Măgurele, fac și ea niște bănuți acolo. Da. Au... Laserul de la Măgurele a atras cel mai mare motan din lume, care a venit să se joace cu laserul de la Măgurele. Să aleargă, să aleargă, da, da, pe pereți. Aleargă prin, da, el prin cartierele din București, pentru că Măgurele, laserul, da, din Măgurele nu e la Măgurele, e undeva într-o margină de București. Bun. Scuză-mă să nu pierd ideea. Apropo de animale, da, vorbim de pet, animalele de companie. Bă, de ce vorbesc cu oamenii cu animalele? Adică în sensul în care am văzut în cartier la mine o doamnă cu cățel. Bă, cățelul la un moment dat, nu știu, s-a băgat el prin iarbă, iarba udă, toate cele. Bă, ce cauți acolo? Ce am discutat noi înainte să ieșim afară? Ce am vorbit eu cu tine acasă? Bă, îți dai seama, cățelul avea o față de tâmp, se uita, bă, pe bune, ce-i fi făcut la ce n-am fost atent? Bă, mi-a spus ceva în casă și am pierdut, că nu știu, mâncam din conservă, făceam altceva. Știi, dar de ce să porți tot dialogul ăsta cu cățelul, când el abia prinde câteva cuvinte care, cu care îl poți dresa? Știi, bă, șezi, sari, ia și papă, nu știu. Pentru că au senzația, stăpânii au senzația că au învățat animăluțele să vorbească. Au trecut printr-un proces lingvistic. Au trecut printr-un proces lingvistic. Da, nu știu, te rog, continuă, că am uitat, te-am întrerupt. Da, eu aveam o întrebare pentru tine. Să-mi spui ce oameni se mulțesc fără să facă sex. Bă, asta e bună și nu știu ce să zic.
Păi îți răspund eu, pentru că e una din întrebările de care telespectatorii noștri vor avea parte. Pensionarii se mulțesc. Drept și aia, da, asta e bună. Asta e bună. Asta e bună. Trebuie să avem grijă de ei, ce să zic. Dai. Nu. Dar spune și mie. Zice că mai avem 5 minute. Hai să dăm cu tare. De ce nu cred copiii chinezi în Moș Crăciun? Da, iar nici pe asta nu știu. Pentru că ei fac jucăriile. Ah, e corect, sunt ale lor. Adică, bă, pe bune, da, că eu am făcut treaba asta. Da, chiar pe bune? Da. Uite, m-am gândit eu la o chestie de asta, că tot butonăm telefoanele. Bă, statul pe WC-ul cu telefonul în mână. Știi că-ți omori timpul, dimineața te duci acolo, ai răscolit tot ce se poate răscoli și stai, te uite Dumnezeu pe WC-ul. Bă, zice că asta până la urmă dă naștere la niște hemoroizi, nasoi. Dar și m-am gândit, am făcut legătura că zic, bă, uite, vezi, ajungi exact la vorba, bă, dacă te-am mâncat în fund, știi, să stai pe telefon. Nu știu. Statul cu telefonul în mână, pe WC-ul, este un factor de progres. Și spun și de ce. Pentru că înainte să avem telefoane, stăteam cu deodorantul în mână, cu pasta de dinți. Da, nu știu, avea altă ocupație. Citeam diferite chestii. Ne scobeam în nas, nu știu. Da, chiar de la ce te gândești când stai pe WC-ul fără telefon? Dar nu stau fără telefon pe WC. Ce e aia să stai absurd pe WC fără telefon? Nu stai fără telefon. La ora aia dimineții, când stau pe WC, eu nu mă pot gândi la nimic. Mie mi se încarcă softurile. Având hard-ul un pic mai vechi și softurile fiind foarte noi, se încarcă destul de greu. Mi-a o oră să încarc toate softurile ca să fiu funcțional. De aia am o problemă. Da, nu știu ce să zic. Asta e mult de discutat, știi, pe latura asta. Vreau să-ți pun o întrebare care nu știu, pe mine m-a amuzat. Mai ales pe mine, știi, că sunt mare, mi se vede tot școala cu, știi, la 90 de kilograme. Dacă eu mă înghit pe mine, mă, eu mă dublez sau dispar? Și răspunsul e? Păi nu știu, asta e întrebarea, că nu cunosc răspunsul. E întrebarea retorică? Da, nu știu ce zic, adică dispar dacă eu mă înghit pe mine sau, nu știu, mă dublez. Devin doi, că m-am înghițit pe mine. E posibil ca amândouă răspunsurile să fie valabile. Da, e posibil iar să fim pe arătură. Bun. Știi că atunci când cauți un loc de parcare, mecanic reduci volumul la radio, mașinii, mă rog, la muzică? Numai bărbații. Da? Da. Femeile n-au nicio treabă, adică, bă, unde ne-am înfipt acolo. Au circuite separate. Dat-o înapoi cu spatele și ascultat-o muzicii, funcționează pe circuite separate la femei, la bărbați nu. Dar știi ce e interesant? Acum câteva săptămâni am avut o mașină pe mână, care în momentul în care băgam marșalier diminua volumul radioului și prima dată m-am speriat, am crezut că e gata. Da, nu, cred că cunosc sistemul, nu știu, n-am văzut încă. Sunt prea sărac, știi, ca să îmi permit. Dar nu era mașina mea, am avut doar acces la ea. Legat de mașini, a fost un amic de-al meu ieri la Cluj. Nefiind mașina lui, a zis, bă, să văd cât duce. Și omul zice că i-a dat vreo 260. La un moment dat a zis că nu mai avea internet. Bă, m-am gândit din cauza vitezei. Are o logică, știi, dacă tu ai o viteză de download de 256 de kilobiți și el mergea cu 260, practic mergea mai repede ca internetul. Ești pe înțelegi? Arătură. Ești pe arătură. Da, da. Exact ce-ți spuneam. Da. Te rog. Da, cred că trebuie să închidem și să le spunem privitorilor că o să ne vadă prin oraș și o să fim fix după colțul ăla de stradă la care nu te aștepți. Știi, când mergi tu zâmbind, cu înghețata în mână, o să dai nas în nas cu noi. Asta o să o vezi pe pielea ta. Cum? Și dacă reușești să răspunzi, poate să primești și un premiu. Asta poate. Vedem. Dragii noștri, Dan și Eugen, pe arătură, vă salută. Și vă invităm pe arătură. Și data viitoare. Haideți cu noi pe arătură. Numai bine.